Bună seara, stimați telespectatori, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Confesiuni Academice. Invitații mei din această seară sunt domnul Mircea Ionescu Chintus, bună seara, domnule președinte, bine ați venit, doamna Georgeta Mihalache, bună seara, doamnă, bine ați venit, și domnul Valeriu Rupeanu, bună seara, bine ați venit. Mulțumim pentru invitație. Și eu sunt onorat. Tema emisiunii noastre: Dinastia Danielescu, tatăl și fiul. Pentru început, vă cer permisiunea, stimați spectatori, să ne amintim puțin despre personalitatea invitaților mei. Mai puțin doamna Georgeta Mihalache, pe care o aducem în premieră în cadrul acestei emisiuni, o să avem și argumente. Venind și a doua oară, o să fie o tradiție. Domnul Mircea Ionescu Chintus, politician, scriitor, membru al unui scriitorilor din România, niciuna dintre încercările vieții nu i-a șterbit optimismul și nu i-a topit umorul, cum niciuna dintre reușite nu l-a distanțat de oamenii obișnuiți. Se călăuzește în viață după principiul: voi îmbătrâni abia în clipa în care voi crede că nu mai am nimic de făcut. I s-a decernat premiul Omnia pentru întreaga operă în cadrul Festivalului Internațional de Poezie Nichita Stănescu, prezent în literatura română contemporană, cu mai multe volume de nuvele, memorialistică și nu doar atât. Am să revin și cu un citat din domnul Valeriu Râpeanu la momentul oportun. Și-a încercat Condeiul și într-o dramă, după cunoștințele mele, de fapt un proces spectacol, cazul Doria Condrea, dar nepublicată încă. Dorin Condrea. Cazul Dorin Condrea, dar nepublicată încă. Este înzestrat cu un simț înnăscut al poantei surprinzătoare, mi-am permit eu să adaug, și spre finalul prezentării, vedeți că numai o parte, am făcut un detaliu din complexa fișă a domniei sale, acest numai o parte din repele biografice ale domnului președinte Mircea Ionescu Chintus, care ne îndreptățesc să afirm că este faimos. Mai trebuie să-mi adaug ceva, n-am adăugat părțile pe care le-am mai spus într-o primă emisiune, dar în această emisiune, vis-a-vis de titlul emisiunii, mi-am permis să detaliez aceste elemente. Dacă vreți să adăugați ceva, vă rog. Nu, aprecierea faimos vă aparține și eu nume o recunosc. Asta este ceea ce vreau să adaug. O lăsăm, A fi faimos înseamnă să faci niște lucruri cu totul altele decât ce am făcut eu. Eu pot să fiu cumva cunoscut. Și atât. Sunteți bine cunoscut, bine recunoscut. Avem atâți faimoși în jurul nostru acum încât am înțeles. Bine să fiu numai cunoscut. Apropo, unde ne sunt faimoșii noștri? Da. Bun. Vă mulțumesc. Eu îmi cer scuze pentru această sumară prezentare, dar consider că am prins și alte aspecte pe care le-am mai prezentat telespectatorilor noștri. Vom mai reveni. Doamna Georgeta Mihalache, veniți prima dată în studioul nostru. Bine ați venit încă prima o dată. Bine v-am găsit. A semnat ca solistă actul de naștere ale stradei ploieștene în 1957, alături de Toma Caragiu, actor, directorul teatrului, Nelu Danielescu, compozitor, dirijor, este unul din membrii dinastiei, este fiul tatălui, Cristian Ioan Cristu Danielescu, Sandu Anastasescu, scriitor, literatură umoristică, Alexe Marcovici, actor, regizor, alături de încă doi soliști, Grațiela Chițu, Dorin Ionescu, ați alcătuit tripleta de aur, care din nefericire nu mai sunt printre noi. Da. 30 de ani în Teatrul de Revistă Majestic Ploiești, în care ați intrat prin concurs. Da. Din comisie, făcând parte Toma Caragiu, Nelu Danielescu și alții pe care... Care v-au acceptat. Da, atunci am intrat în teatru. În anul 1957. Da. 30 de ani. Da. Ați cântat în peste 40 de spectacole sub bagheta lui Nelu Danielescu. În anul 1969, doamna
Georgeta Mihalache a lansat în cadrul concursului Dialog la distanță melodia de muzică ușoară intitulată Clipa fără tine, da. Versuri Aurel Felea, care a decis câștigătorul, apropo de dialog, regiunea Prahova, Oltenia. Da, i-am luat pe Olteni. Noi ploieșteni am câștigat, eu fiind ultima interpretă în acest concurs și am ridicat punctajul. Și atunci am vins Ploieștiul. Nu mai amintesc anul, poate nu să vă amintiți de an, în documentarea mea. Cam în anul 1969. 69. Atunci au urmat și primele interviuri, Sala Palatului. A apărut domnul Ioan Grigorescu, care a spus, cine este această fată frumușică, așa a considerat dânsul pe vremea aceea, care cântă atât de frumos. Și în momentul acela, toți redactorii care erau în televiziune au venit din fundul sălii și au venit la mine, da. Și atunci a urmat lansarea trebuie pe să completez. Vă rog, domnule profesor. Ion Grigorescu, care este ploieștean, știți, da. Foarte bine. De aici a plecat, de aici a făcut... A fost director liceu. Înainte de a fi dumneavoastră director la televiziune? A fost vicepreședintele. Da. Radio-televiziune române, da? Cum da. Era atunci, pentru problemele culturale, inclusiv muzică, e firesc, între 1966-1970. Eu am venit exact după el, din 70 aprilie. Deci lucrurile s-au petrecut între 66 și 69, cum spuneți, da, că deja în 70 el a mai stat vreo 3 luni. Da, da, nu a mai stat mult după da, aceea, da, 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 în 69, da. Și atunci m-am lansat în frumos. Televiziune, am început imprimările, radio, Electrecord și... Și între timp și după aceea s-a ajuns și la noi. Vă mulțumim frumos și cu această poveste. Ați efectuat multe turnee în străinătate, Italia, Polonia, Bulgaria, Rusia și Israel. Da. Au fost turnee pe care le-ați organizat și în prezența lui Nelu Danielescu? Am fost cu Nelu Danielescu în Bulgaria și în Rusia. Bulgaria chiar 71 Bulgaria înainte? Bulgaria de două ori și înainte Rusia... De... Da, da. Înainte de acel eveniment da. Nepotrivit. Da. Ați interpretat cu mult har pe scena estradei ploieștene, în prima audiție, melodiile unor compozitori bucureșteni renumiți, Aurel Giroveanu, George Grigoriu, Temistocle Popla, Popa, dar, melodiile pe care le-ați interpretat nu au reușit, sau nu ați reușit să fie imprimate în studiourile capitale. Nu toate. La un moment dat, în a doua variantă am făcut la radio, compozitorii spuneau așa, maestre, întrebam, dar de ce noi am lansat melodiile dumneavoastră în spectacol? Toți compozitorii din București au scris pentru estrada ploieșteană. Și ei spuneau, măi, tu ai mereu deplasări, voi aveți alt program, mie mai ușor să o iau pe Margareta, să o iau pe Doina, să o iau pe... Adică cântăreții din București erau mai la îndemâna lor. Și nici nu erau toate mijloacele de imprimare, da, de înregistrare, să nu facem confuzia. Acum este. Nu erau toate mijloacele, erau mult mai restrânse. Eu știu, de exemplu, televiziunea. Câte posibilități avem noi? Deci, dintr-o dată, aveați cei din perioada aia un handicap. Aveam, da. E adevărat. Asupra aveai Electrecordul, aveai radio și televiziune. Da. Atât. Deci, nu, altceva nu, băi, nu mai aveam. Deci posibilitatea de înregistrare și studiourile erau planificate cu nu știu cât. Și nu da, cât. E adevărat. Nu, aceasta a fost o intervenție de-a mea, să nu fim răudăcioși, este o explicație plauzibilă. Nu, asta e explicația. Este corect. Dar asta este realitatea. Asta e realitatea. Doamna Georgeta, noi trebuie să vedem ce a fost atunci, nu ce este acum, categoric. Când putem acasă să facem un... Categoric. Să ieșim din texte, pentru că nu prea vă plac cuvintele, nu știți, plac. Da? Și să ne amintim de o melodie pe care ați cântat-o, să ne spuneți când. Rog regia, Georgeta Mihalache, folderul 1. Ipostaze. Da, când... Să ascultăm puțin, deci numai puțin să ne dea regia. Acum, când a trecut din drum mai mult de jumătate, an din viața mea
s-au depănat o bună parte. Vă spun, prieteni dragi, n-a fost ușor, dar întotdeauna am mers mereu, numai pe drumul meu. Când tânăr ești și o pornești, viața în zbor s-o cucerești, crezi că-i ușor și nici nu simți cum anii zbor. A fost doamna Georgeta Mihalache. Cu ce ocazie ați interpretat acest cântec? Deci cântecul se cheamă Drumul meu. Are legătură cu Sinatra? Da. 50 de ani de la înființarea Teatrului de Estradă. A fost sărbătorirea. Și când am avut momentul meu, am intrat cu această melodie la care am făcut textul, pe care probabil că veți avea ocazie să-l ascultați integral, altă dată. Sigur că da. Vă mulțumesc, n-a fost decât o provocare. Să amintim că melodia aparține lui Claude François, da? Claude François, preluată de Frank Sinatra. Și de dumneavoastră. E, nu numai de mine. O cântă, o serie deci, întreagă de cântăreți. Deci frumos și ați reușit toți să ne cântăreți cu sufletul. Glas cântă această melodie. Este adevărat și nu numai cu glas, cu inimă și cu tot. Da. Domnul Valeriu Râpeanu, bună seara, domnule profesor. Seara. Eseist, critic și istoric literar, profesor. Vă cer permisiunea să vă prezint, inspirându-mă dintr-o lucrare de-a dumneavoastră, Valeriu Râpeanu, Oamenii luștri, convorbiri și rememorări. Valeriu Râpeanu a desfășurat timp de mai multe decenii o activitate interdisciplinară, îmbrățișând mai multe domenii ale culturii, în cele peste 20 de volume ale sale, în numeroase ediții critice, în articole și interviuri. Cărțile, edițiile, studiile dedicate operelor lui Iorga, Gheorghe I. Brătianu, George Enescu, Duca, cela de la Vrancea, Hortensia Papadabencescu, Sergiu Celibidache, Mateiu Ion Caragiale, Mihail Sadoveanu, precum și cele despre literatura română din anii 1920-1947, sunt grăitoare în acest sens. Cu scuzele de rigoare mi-am permis această... Eu vă mulțumesc, acest rezumat, scuze, acest rezumat care cred eu că este sintetic. Bine ați venit în a nu mai știu câta emisiune la noi. Mult, ce mai faceți, domnule profesor? Eu sau ce nu mai faceți? Da, în momentul de față definitivez împreună cu soția mea cel de-al doilea volum și ultimul din seria Oameni care au fost portretele nemuritoare ale lui Nicolae Iorga, care... volum cuprinde o secțiune de portrete pe care Iorga n-a avut cum să le cuprindă în cele patru volume apărute în timpul vieții lui. Va fi o surpriză. Domnule profesor, ce vreau să vă spun? Vă rog! Vedeți, a spus de la bun început că astăzi vom discuta despre dinastia Danielescu. M-ați ajutat să fac de la o precizare. Vă rog, vedeți, e binevenită. Ploieștiul a dat două dinastii culturale. Care sunt acestea? Prima dinastie este o dinastie literară și politică, dinastia Ionescu-Quintus. Frumos. Dinastia Ionescu-Quintus, care începe cu Ion Ionescu-Quintus, unde se arăt volumul. Aici este un... Este tatăl domnului, este o președinte? Antologie din scrierile lui Ion Ionescu Quintus, pe care am prefațat-o. Ediția este îngrijită cu note de fiul său, Mircea Ionescu Quintus. Această dinastie, deci, s-a... Lucrarea a apărut când și unde? 81 la editura Minerva. La Minerva. Cu prefața semnată de Valeriu Râpeanu. Și notele, comentariile de... Este, mi-e dați voie să intru, este domnule. Importantă data apariției acestei cărți când nimeni nu rostea numele de Ionescu Quintus. Așa. Și o să vedem și de ce. Al doilea
Deci, el se manifestă poezie, epigramă, dar în același timp se manifestă Ion Ionescu Quintus și pe tărâmul politicii. Intră de la început în Partidul Național Liberal, de aici și cartea domnului Ionescu Quintus scrisă în anii 90, Liberal din tată în fiu. Și are o activitate, Iorga o remarcă în Neamul Românesc din 1908, zilele acestea am văzut la Academie, foarte puternică alături de ceea ce se numeau atunci tinerii liberali, Ighe Duca, Radovici, Constantin Stere, Morțun și ceilalți care cereau o eră a reformelor. Ei nu au intrat în Partidul Național Liberal ca să intre într-un partid, ca să figureze într-un partid, ci ca să reformeze România în urma răscoalelor din 1907. Ei cerau votul universal și împroprietărirea țăranilor. Despre lucrul acesta vorbește Ighe Duca, vorbesc toți, și pentru că domnul Ionescu Quintus a spus, vedeți aici, noi avem un capitol, articole, discursuri, conferințe, care sunt articole, discursuri, conferințe scrise de un liberal. De aceea a insistat domnul Quintus asupra datei când a apărut acest lucru. Deci nu e numai literatură, ci sunt și articolele. Bine, cred că în viitor va trebui lărgită mult, pentru că noi atunci am făcut o primă selecție, cum era. Fiul său, Mircea Ionescu Quintus, continuă tradiția tatălui, este un cunoscut epigramist, poet, scriitor, aici avem, o să vorbim la timpul cuvenit. Da, când o să ajungem din nou la editura Eminescu, da, volume publicate după cel din 43, prefațat de Radu de Rosetti, apărut la editura Eminescu, Epigrame și epitafuri, Mărturie mincinoasă, un volum de nuvele și, în sfârșit, romanul Citație pentru un necunoscut. Domnia sa s-a afirmat pe tărâmul literaturii, fiind, cum a spus acum, și membru al Uniunii Scriitorilor. De timpuriu s-a lansat în viața politică. Eu am identificat la Biblioteca Academiei discursul pe care tânărul student din vremea aceea, Mircea Ionescu Quintus, l-a ținut la dezvelirea bustului lui Ighe Duca. Bust care nu mai există, pentru că legionarii l-au dat jos cu topoarele. A fost, și acum a fost refăcut, nu este același, oricum era de Dimitrie Onofrei, dacă nu așa. Deci tânărul Mircea Ionescu Quintus a vorbit atunci, aici în piața centrală a Ploieștiului, despre Ighe Duca și tineretul. Reintră în viața politică în 1944 și noi care eram elevi, destul de tineri, zic eu, 13-14 ani, ni-l amintim ca președintele Tineretului Național Liberal, aveați sediu din Lipscan, era o stradă pe străzile acelea, nu mai exista. Negustor, mi se pare că s-o, da, da, s-o, da. Era negustor. Una din străzile care vedeau, da, cum mergeai la stânga. Exact. Așa. Și ne-l amintim, cei care nu eram la școală, deci n-am fost împiedicați, că nu veneam în fiecare zi, liceu era bombardat. În fruntea manifestației, de la 8 noiembrie 1945, era Mircea Ionescu Quintus și avocatul Romulus Pirescu, de Romică, cum îi spuneam noi. De fapt, în cartea lui Petre Țurlea, istoricului Petre Țurlea, despre 8 noiembrie 1945, se vorbește despre acest lucru. Numele lui Mircea Ionescu Quintus este foarte des citat în rapoartele poliției în carte, pentru că dânsul a avut. Noi ne aducem aminte de această prezență a lui. Când eu veneam despre strada Poștei, manifestanții veneau din centrul orașului, treceau pe lângă Fantazio, pe unde era poliția, fostul hotel Obrocea, cum era poliția, și mergea spre Cercul Teritorial, unde s-a sfârșit manifestația dimineață. Deci Cercul Teritorial era lângă stadion. Lângă stadion. Lângă stadion era Cercul Teritorial Prahova, pentru că
se striga regele și patria, a fost o manifestație populară și tineretului, trebuie să ținem foarte mult, n-a fost o manifestație de partid. Și spontană pentru că oamenilor li se adăugau, pe măsură ce mergeau, li se adăugau alții. Și acolo Romulus Pirescu și Mircea Ionescu Quintus a spus, a lăsat chemarea ca după masă să continuăm manifestația pentru majestatea sa regele. Era 8 noiembrie 1945. Apoi au urmat ani închisorii pe care îi știe și îi știm și noi și după aceea și-a reluat, a continuat activitatea tatălui său prin avocatură, în literatură, iar după 1990 în Partidul Liberal, a cărui carieră este cunoscută de toată lumea și vom vorbi, poate dacă dumneavoastră veți vrea să facem și o Dinastia Quintus, o emisiune, pentru că avem foarte multe de Dar spus. Să nu uităm, Dinastia Quintus, deci avea trei personaje, deci tatăl, da, odată fiul, domnul președinte, da? Da. Și nepotul, fiul care continuă tradiția liberală. Acum, ce vreau să spun? Nu este vorba de... Și de fratele... Și de Nelu Chintus, da? Ion Ionescu, da? Nelu Ionescu, da? Care scrie și el. Scrie epigrame. Da. Acum, ce vreau să spun? Și aici o poate spune de 1000 de ori mai bine decât mine. Dinastia Quintus se rodește cu dinastia Danielescu. Aveți casa lângă casă. Imediat ajungem. Deci se leagă puțin, deci se leagă destul de mult. O să vedem și pe parcurs vorbim despre Danielescu, lucrurile acestea. Considerați onorantă această etichetă, dinastia Quintus, domnule președinte? Este, ca și cuvântul de faimos, este o exagerare. Suntem o succesiune de oameni care au de la generație la generație și-au transmis opțiuni, și-au transmis, dacă vreți, talente, ocupații și-au încercat să lase ceva în urma lor. Să înțeleg, umblând pe text, mă obligați, succesiune este un cuvânt avocățesc, totuși are o altă semnificație, da? Nu, eu cred că n-are altă semnificație. Moștenire, dacă vreți. Acum, ce se întâmplă, domnul Quintus folosește acest cuvânt, dar noi trebuie să știm nu, cu multe că în momentul de față, eu de ce n-am zis succesiune, mai ales tineretul, când zici succesiune și moștenire, te gândești numai la partea materială. Știi ce spunea Radu de Rossetti? Spunea cam aerul lui tata mare, aud spunându-mi se ades, cât despre partea moștenirii, cu aerul doar m-am ales. Acum, dacă spui succesiune, te vezi pe scările tribunalului, cum ziceam noi în copilărie și în tinerețe. De aceea am folosit cuvântul dinastie, pentru că este vorba. Deci, cuvintele, ce se întâmplă în mod majoritar, au luat alt înțeles. Da. În 20 de ani s-au putut transforma și când spui așa, să știți, cuvântul moștenire îl găsim foarte bine, da, și în limbajele de programare. Și că avem de-a face, Mircea Ionescu Quintus și avocat, avem de-a face cu moștenitori, cu fals moștenitori, cu presupuși moștenitori, așa că să nu ce intrăm, să mai vorbim, să nu intrăm în amănunte. Da? Vorba lui Radu Rossetti în ceea ce mă privește, cât despre partea moștenirii, mai mult cu aerul m-am ales. Sigur, este... Clar. Aș mai vrea, mă iertați, un singur cuvânt. Vă rog foarte mult. Ce sigur aș da. Vrea să spun? Vă rog. Chiar ne ajută. Chiar spun și cer scuze postului dumneavoastră. Suntem pe postul Alfa TV? Vă rog. Și tatăl și fiul și-au desfășurat activitatea politică într-un singur partid. Este foarte bine să spunem lucrul ăsta, pentru că la noi acum ce înseamnă? Treci dintr-un partid într-altul. Unii au ajuns pe la al șaptelea partid. Treci... Sunt mai multe. Da, așa. Șapte e o cifră biblică, de data să nu umblăm la cifra șapte. Deci, e încă o dată exemplul lor este un exemplu de oameni care s-au integrat în partid, Partidul Liberal, pentru că au crezut în Partidul Liberal și l-au slujit
până în ultima clipă, netrecând de la unii la alții când era profit, când era profitabil să treacă. Eu nu mai zic nimic. Ba nu, trebuie să ziceți, vă cer permisiunea să intrăm puțin și în dinastia Danielescu. Rog, regia, folderul 2, folderul 3, avem doi reprezentanți ai dinastiei. O să vedem o imagine pe care am obținut-o și eu cu greu, colbuită. Este poza lui Ioan Cristu Danielescu. Ioan Cristu Danielescu. Am această imagine din opere alese. O să o arăt imediat și regiei. Tipărite la Ploiești în 1957. Folderul 3, vă rog, să vedem și imaginea fiului, a lui Nelu Danielescu, compozitorul. Iată, Nelu Danielescu. Vi-l amintiți? Chiar acum mă gândeam cât de familiară este figura lui și nu-mi vine să cred, parcă intră pe ușă, nu vine să exigent, cred. Exigent, bon om, faimos. Vom reveni asupra și vom comenta această imagine și în sfârșit, pentru că a fost vorba și de case, folderul al patrulea, imaginea casei Danielescu. Iată. Și în dreapta se văd mai puțin, o să comentăm și aceste imagini, iată, e vorba de cele două plăci care ne amintesc de tatăl și fiu. O să vedem și cu ce ocazie. Știu că ați participat la acest eveniment. Domnul profesor Bădulescu a avut un rol, eu zic, deosebit, că a grăbit și montarea acestor plăci. Așa să spun puțin despre casă. Înțeles că toți sunteți vecini, da? Mă refer la domnul președinte, la casa Danielescu și la casa... La casa profesorului Râpeanu, cu care de asemenea... Și casa Constantin Râpeanu, profesor la Petru și Pavel. A fost liceul Petru și Pavel și a fost directorul liceului Nicolae Bălcescu până la 48, când a venit, până în anul 1940, când a venit naționalizarea tuturor și a fost... la rândul lui desfințat, atunci a fost desfințat învățământul particular românesc. Să explic această vecinătate. Da, chiar vă rugăm. Bunicul soției mele și tatăl celor trei fete ale lui Ionescu Lungu, trei fete, soția lui Râpeanu, soția lui Mazelu, soția lui Cristu Danielescu. Și am împărțit o bucată de pământ nu prea mare în trei fâșii și acolo s-au așezat cele trei fiice ale lui. Începând dinspre sud Râpeanu, Ionescu Lungu, numele soacrei mele, și Danielescu, cel de-al treia. Cornelia, adevărata a doua mama mea. Și așa ne-am învecinat tot timpul, noi fiind la mijloc. Da. Era, Ionescu Lungu a fost un reprezentant de seamă al corpului didactic prahovean. Președinte al Asociației Învățătorilor, care atunci era și un lucru deosebit, corespondență cu Spiru Haret, etc. Iar profesorul Râpeanu, cum vă spuneam, a fost și este unul din cei care au ilustrat mai târziu, dar și în timpul vieții, au ilustrat nu numai învățământul românesc, a publicat foarte mult, el este evocat des de Nichita Stănescu. Da. Nu numai de el, dar de Nichita Stănescu. Înainte de pauză, acestea sunt legile televiziunii, vă cer permisiunea să dau citire unor pasaje reprezentative pentru personalitatea domnului Ioan Cristu Danielescu, profesor, dirijor, compozitor. În anul 1957, foarte pe scurt, Dumitru de Botez, care a fost elevul lui Ioan Cristu Danielescu, își amintește, nu trebuie să se uite că printre clasicii în viața ai muzicii corale românești există și profesorul Ioan Danielescu, a cărui viață a fost cu devotament închinată muzicii și patriei sale, 1957. De la Chiriac, Vidu și Muzicescu, un alt pasaj, un alt citat,
Până azi este un drum și profesorul Ioan Danielescu se înscrie puternic la temelia muzicii românești de azi și de mâine. Un alt elev al domnului Ioan Cristu Danielescu, e vorba de academicianul ploieștean Paul Constantinescu. Profesorul Ioan Danielescu îi datorez un lucru esențial al vieții mele, care m-a înnobilat din anul 1942 și până astăzi. Dragostea pentru muzică. Sunt vorbele dumneavoastră, domnule profesor Valeriu Rupel. Da, și... Și am lăsat la urmă... Și-ar putea foarte mult să spună lucrul cu asta. Siguranță. Și am să las la urmă vorbele domnului președinte Mircea Ionescu Quintus, rostite 19 mai 1997. Cu mult tâlc și ele. Mai sunt, mai avem citate. Și declara domnia sa, invitatul nostru, domnul președinte, Dumnezeu alege pe unii dintre muritori și îi unge cu harul său. Acela de a împreuna în cuvinte, în cântec sau în culori, aspirațiile și speranțele seminilor lor și astfel îi face nemuritor. Așa s-a întâmplat și cu omul ce mi-a fost dascăl și părtaș de vise, omul care s-a adăpat din vrerea neamului său și a dăruit voința neamului, ca pe un al doilea imn național. Îți mulțumesc, domnule profesor, și înainte mergător, Ioan Cristu Danielescu, pentru îndemnurile ce ne le trimiteți de dincolo de moarte și te încredințăm că, ghilimele, în țara noastră românească, de-a pururea stăpâni vom fi. Mircea Ionescu Quintus, 19 mai 1997, cred că este un citat din Voința Neamului, nu? Da, acesta este dacă înainte esența... Dacă înainte de a lua pauză doriți să mai interveniți puțin pe aceste citate, să le comentați, vă avem timp și după pauză, domnul președinte. Nu, m-am referit la profesorul meu, profesor înainte de toate și mentor, dacă vreți, dar am făcut poezie acolo. Foarte exigent. În țara noastră românească, mai greu stăpân putea vom fi. Deci eu există o erată, înțeleg, domnule președinte, da? O erată. O preluăm ca atare. Eu aș vrea să completez ce spune Mircea Ionescu Quintus. A fost într-o anume generație, cum a fost și mai de mult, Paul Constantinescu și atâția alții. Trebuie să știți că, în primul rând, el a fost profesor al multor generații de elevi la Liceul Sfinții Petru și Pavel. Și aș vrea, înainte de vă rugăm, vă rugăm. Să subliniez un lucru pe care îl discutam cu domnul Mircea Ionescu Quintus aici, înainte de a intra în emisiune. Dânsul a păstrat, sunt chiar cu semnătură, niște, adică câteva din volumele apărute la Scrisul Românesc Craiova. Era pe vremea când acolo se tipărea lucrări muzicale, era editura lui Emanuel Tătărescu. Și Cezar Petrescu a publicat acolo Întunecare, primul volum. Și altele, și altele. Da, categoric. Și noi, când eram mici, când le-am văzut acum, trebuie să spun că m-a cuprins un sentiment așa de melancolie. Am coborât cu foarte mulți ani în urmă, când noi cântam după aceste volume, volumașe, tipărite cu multe sacrificii. Dar nu de asta aș vrea să vorbesc. Vedeți, colegii noștri de la cameră, încă o dată vă rog să arătați. Spune aici, dați mai jos decât 12 coruri și spune, vedeți unde este Ion Danielescu. Ce spune? Profesor de muzică la liceul din Ploiești. Toate volumele lui sunt semnate așa. De ce mă opresc asupra acestui lucru? A fi profesor de muzică la liceul din Ploiești era, dacă vreți, un titlu de noblețe. Să nu ne amăgim. Acum când avem atâția prinți, atâtea contese, atâta... Nu conta lucrul ăsta. Domnul Quintus ne poate spune. Erai profesor la liceu, profesor de muzică la liceul din Ploiești. Și cu asta aș vrea, după pauză, să revin să spun ce a însemnat el ca profesor de muzică. Cele trei atribute, profesor, primul, da, compozitor,
al doilea, da, dirijor al treilea, nu pot fi separate. Nu. Toate au aceeași importanță. Așa cum ați avut bunăvoința să citiți, în 1942, când noi am intrat în clasa întâia a liceului din Ploiești, profesorul nostru de muzică a fost Ion Danielescu. Era un om mic de stat. Venea cu privirea ageră, blând, da, și autoritară. Da, da. Venea cu catalogul și cu vioara, cu cutia în care era vioara. El, vedeți, Danielescu nu ne chinuia să învățăm teorie muzicală. Ideea lui era să ne învețe să iubim muzica, să ne facă să fim apropiați, să ne cânta romanța de Beethoven. În prima oră asta el ne-a făcut, ne-a cântat. După câteva ore a urmat selecția pentru corul liceului din Ploiești. Sopran și altiști. Eram, deci, la 11 ani, doamna Mihalache. Și ne asculta. Ne punea să facem și spunea sopran, altiști, sopran. Unii n-aveau voce și nu rămâneau. Trebuie să vă spun că atunci a cânta sub bagheta lui Danielescu la Ploiești era o onoare, o cinste. Colegii noștri care nu erau ei de vină, n-aveau voce, trebuie să știți că aproape plângeau că n-au fost selectați în cor. Corul a devenit, pe urmă, un fel de corvoadă, că se cântă cor. La noi era o bucurie, o onoare, trebuie să știți lucrul ăsta. Și veneam, aveam de două ori pe săptămână repetiție la cor cu Danielescu. Sigur că era, acum, revăzând volumele astea, mi-am adus aminte. Vedeți, el era un om mic de stat, dar se petreceau un fel, când cântam în public cu el și la repetiții, când cântam Voința Neamului, la care s-a referit domnul Mircea Ionescu Chintus. Și vom reveni asupra acestei rezistență. Când cântam celebrul Hora-i jocul din român, prindeți hora, Hora-i jocul din bătrân, prindeți hora, frați români, joc mai mândru de pe plai, nu-i ca în țara lui Mihai, la un moment dat, noi aveam senzația, eram mici, 11-12 ani, că el crește, că se crește, exact, el crește în fața noastră. Era un fel de transfigurare, și el și noi. El, acest om mic de stat, domina un cor, corul liceului, îți mai amintești, erau noi soprani și altiști și erau băieții din clasa 7-a și 8-a care erau niște bărbați, bași, după cu câți nu mi-am amintit după aceea că am cântat în cor, să umplea la repetiție o sală de clasă, o sală de clasă să umplea. Și când el făcea semnul, era, cum să spun, nemagnetiza. Am văzut în viața mea, am văzut mulți dirijori, aici la București și în altă parte, foarte mulți chiar. Ați realizat și multe interviuri. Seama, da, în cartea aceea am și multe interviuri cu ei, cu nu știu ce, o parte din cei pe care am cunoscut și am văzut. Dar trebuie să știți că impresia asta mi-a rămas că el era un om care se transfigura prin muzică, care trăia muzica și ne-o comunica și nouă. Și aș mai vrea să spun, ca să nu... Da? În fișa aceea pe care o vedeți dumneavoastră, spune că a fost pensionat în anul 1945. Da. Trebuie să știți că în clasa noastră am avut două asemenea momente. Unu, ultima oră a lui Ion Danielescu ca profesor, ultima oră. Și îl știe foarte bine Mircea Ionescu Chintus, al lui Stoica Teodorescu. Erau două temperamente diametral opuse. Nu se poate. Dar amândoi au avut aceeași reacție. Ne-au făcut ultima oră și în momentul când a sunat, cum suna atunci clopoțelul, și Stoica Teodorescu a spus și acum, dragi elevi, i-au dat lacrimile și s-a întors și a zis, la fel și Danielescu. Era, pentru ei, școala nu fusese un mijloc de trai, fusese viața lor, viața, existența lor, nu în sens material, în sensul spiritual al cuvântului. I-am văzut pe amândoi, l-am văzut pe Danielescu cu lacrimi în ochi. Părăsea
școala în 1945. Așa cum a spus dumneavoastră, domnule profesor, noi nu putem să vorbim despre profesorul Danielescu, despre dirijorul, erau una și ce era muzicianul Ion Danielescu. Și despre compoziții, sigur că se va vorbi acum, da. Și-a continuat activitatea. Acum, eu nu mai știu un lucru, vedeți, a trecut foarte mult timp de atunci, 60 ceva de ani. Corul Căminului Cultural Voivodul Mihai a fost dirijat de Nelu Danielescu, cred. El venea uneori și tatăl. Și amândoi. 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 La un moment dat, Nelu... Deci mi-aduc bine aminte. Nelu îi ținea locul, dar dirijorul adevărat și organizatorul, creatorul corului era totuși Ion Cristo Danielescu. Pentru că la 8 noiembrie corul a fost dirijat de Nelu. De Nelu. Nu putea, era un moment foarte tensionat, da. Nu putea un om de vârsta lui să fie prezent. Corul, așa cum știi, a fost, trebuia să plece la București, să cânte în piața Palatului și n-a fost lăsat să urce în tren. Exact. A fost, așa, a fost în conștiu. Așa a pornit manifestarea de la București. Da, și a venit. An de zile, toată lumea a fost întrebată cine a dirijat Trăiască Regele în piața Ploieștiului, în piața mare, în centrul Ploieștiului. Pentru că îl dirijase Nelu Danielescu. Așezat pe gardul actualului muzeu de artă fostei prefecturi. Poza aceea există în arhivele securității. Pentru că, vă închipuiți, a fost fostele. Da, acum trebuie să mai spunem un lucru și asta, dacă, pentru că vedeți câte interferențe sunt. A fost compus corul, imnul Căminului Cultural Voivodul Mihai, care atunci a atras intelectual, tineret, textul aparține elevi, cu textul? Textul aparține domnului Mircea Ionescu Chintus, muzica lui Ion Danielescu. Domnul Mircea Ionescu Chintus, trebuie să știe și tinerii lucrurile astea. Ce care le privesc? N-a putut să păstreze textul, pentru că dacă îl păstra, evidente, îi se găsea și la cele două arestări, sigur că s-ar mai fi adăugat și a treia sau încă mulți ani dacă ar fi păstrat așa ceva. Noi ne mai amintim... Măcar o strofă. Ne amintim și el îl rog să mă corecteze. Refren. Ne amintim refrenul. Căminarii lui Mihai nu cunosc decât o lege, România colț de rai, neamul liber, Mihai rege. Acesta era și se cânta. În 1940 și nu știu cât. Da, era în 45, da. Și asta a fost și imnul care a însoțit manifestația de la 8 noiembrie și nu numai. După aceea, aproape toate manifestările Căminului, până târziu, până prin 47, se deschideau cu acest imn. De aceea, vedeți câte coincidențe, dar nu coincidențe, câte interferențe găsim și... Îi mulțumesc lui Mircea Ionescu Chintus și eu vă pentru că ne-a adus aceste lucruri aici. Să vedeți cum Ion Cristu Danielescu, din leafa lui modestă de profesor... Și chiar fără bani. Da, a predat lecții de muzică fără bani. Își tipărea aceste lucruri. Să nu credeți că el era plătit la liceu, vreau să spun un lucru, în plus pentru orele de cor. Aceasta nici nu... O făcea din plăcere cum o făceam și noi. Era bucuria cântului, nu-i de la Danielescu. Când am avut cu Iosif Sava o emisiune prin 80 și ceva la televiziunea română, am spus, domnule, noi am fost elevii lui Ion Danielescu, trebuie să știți lucrul ăsta. Noi muzica am învățat-o de la el, cântecele lui de aici, pe versuri de Coșbuc, de Alexandrii, de altele, sunt de o puritate melodică extraordinară. De aceea, Paul Constantinescu și ajungem Dumitru și Botez, la Paul Constantinescu, da. L-au situat în descendența lui Chiriac și a celor alți mari autori de corul. Ceea ce este foarte interesant că băiatul Ioan Cristu Danielescu l-a avut profesor pe Paul Constantinescu, la conservator, profesor de armonie. Vă propun... Vă rog, aveți ultima verba pentru partea întâi. Să completez, da, vă rog, domnule, refrenul pe care l-a spus Valeriu Răpeanu. V-a răscolit puțin, e normal.
Căminarii lui Mihai cântă imn de primăvară, da, pentru tânărul lor crai, pentru neam și pentru țară. Da. Foarte frumos. Da. Da. Foarte erau, frumos. Da. Da. Și patriotic, emoționant. Și noi l-am cântat și, cum spui, și cu Ion Danielescu și cu Nelu. Și cu Nelu. Da. Aș vrea totuși, pentru cei care ne urmăresc, să prezint foarte pe scurt câteva repere biografice ale compozitorului, dirijorului și profesorului Ioan Cristu Danielescu. S-a născut la 29 decembrie 1884 în Ploiești, a decedat la 28 septembrie 1966. Tatăl a fost preot, preotul Cristu Daniel, paroh al Bisericii Sfântul Pantelimon din Ploiești, de la care Ioan Cristu Danielescu a primit primele cunoștințe muzicale. Studiile în Ploiești, școala de băieți numărul 1, liceul Sfântul Petru și Pavel, a urmat conservatorul, perioada 1900-1933, unde a avut profesori celebri. A fost profesor de muzică la liceul de băieți Rareș Vodă din Roman, 3 ani, apoi liceul Petru și Pavel în mai multe perioade, școala normală și liceul de fete Spiru Haret din Ploiești. În 2 iulie 1904 a organizat și condus o formație corală de 400 de școlari cu care a susținut un program artistic la sărbările organizate cu prilejul împlinirii a 400 de ani de la moartea lui Ștefan cel Mare, 2 iulie 1504. În 1910 a înființat și condus societatea muzicală Doina Prahovei, a condus societatea corală Freamătul Codrului, a înființat la Roman o secție corală pe lângă vechea societate culturală Miron Costin, a dirijat ca președinte de onoare Societatea Culturală Pelișor din Ploiești. Toată această muncă de organizare și conducere a efectuat-o în mod gratuit. Peste 150 de lucrări muzicale, a scris muzică de teatru, muzică de cameră, piese corale, publicate, așa cum am menționat, la Scrisul Românesc, sau am menționat aici, la Casa Regională a Creației Populare. Da, acesta târziu, domnule profesor. Ultima în 1957. Da. Păi ultima în 1957. 47 și 57 au fost 10 ani. Mircea Ionescu Chintuț ne poate spune mai bine. Aș vrea să evidențiez din piesele corale câteva foarte importante. Voința Neamului, 1918, versuri de Nenițescu, Frunză Verde de Sulfină, 1920, Imnul Muncii, 1945, autorul este în studio, domnul Mircea Ionescu Chintus, textul și imnul liceului Ion Luca Caragea. Adică era imnul liceului Sfinții Petru și Pavel. Petru și Pavel. Fost, da, muzică vocală, cântec de leagă, în imnul nostru, A venit un lup din crâng, muzică ușoară chiar, văd aici, mi-am notat eu o romanță sub pseudonim Del Monto, Mă gândesc ziua și noaptea. Cam atât, foarte pe scurt din activitate. Aș vrea să mă ajutați puțin în comentarii, să comentăm, să discutăm puțin despre Voința Neamului. Eu am un videoclip, rog folderul 6, deci atenție, folderul 6, Voința Neamului. Oh!
comentat, domnule președinte? Uluitoare idee componistică în acest imn măreț de care ne-a îmbărbătat, ne-a încurajat în ceea ce mă privește foarte mulți ani și mai ales în momentele mele grele. Începe cu această maestate a credinței în popor, în țară și în dreptul nostru de stăpânire. La mijloc merge puțin, dacă vreți, spre muzică religioasă. De reculegere. Și ceea ce mi se pare extraordinar, termină cu o muzică de horă. Tra-la-lau acela, împreună toate aceste două idei, în hora aceasta mare a unirii noastre românească, care dă putere și voință neamului. Iată, așa spune eu în două cuvinte, ideea măreață componistică în această lucrare cea mai importantă și care, după părerea mea, cel puțin în unele părți, poate fi și imn național. Domnule profesor, este o istorie acestui. Da, e o istorie, dar înainte de toate, vă rog, eu aș vrea să reiau ideea domnului Mircea Ionescu Chintus, acum să discută despre imnul național. Da. Ar trebui ca de aici, din Ploiești, să pornească, deși ideea că voința neamului ar trebui să devină imnul național al României. Este o propunere, să știți. Dacă este ascultată atent cu analiza pe care i-a făcut-o aici... Cuvintele aparțin lui Ienenicescu, cor pentru patru voci mixte. Da, așa. Exact ce trebuie. Sigur că pe noi ne-a melancolizat, că noi am cântat-o de atâtea ori. Avem ne-a întors cu 70 de ani în urmă. Și să știți că totdeauna când a fost cântată, chiar după 60 și ceva, după an de interdicție, oamenii au înțeles-o, au avut un înțeles și un subînțeles, dacă vreți. Ea a fost cântată în anii primului război mondial, deci, dacă vreți, ăla este La arme, al lui Castaldi și Iosif, și acest cor. Prima dată a fost cântată la Roman. Da, sigur, la Roman, în nenorocirea care s-a bătuse atunci asupra țării noastre, 1917-1918. A fost interzisă la un moment dat? A fost interzisă. După 48, vă închipuiți că nici n-a mai apucat 48, cam sfârșitul lui 47 a fost interzisă. Câteva decenii, abia târziu, dar cântată atunci, noi ne gândeam la ceea ce trebuie să ne gândim, cei care o cântau, la ceea ce trebuie să ne gândim. De aceea, vă repet, mă iertați că puțin iau din timpul emisiunii, ar trebui făcută propunerea ca voința neamului să devină imnul național al României. Ceea ce a spus domnul Chintus, pentru că am ascultat analiza pertinentă din punct de vedere al versurilor, din punct de vedere al muzicii, din punctul de vedere al modului în care versul se îmbină cu muzica și din punct de vedere al finalului, totul ne duce spre acest lucru. Sigur, alții vor face analize mai subtile muzicale. Pe noi trebuie să știți că lucrul acesta ne-a întors cu foarte mulți ani în urmă și într-un mod pozitiv ne-a restituit copilăria și tinerețea noastră. Rog regia, folderul al 12-lea, deoarece o meritorie activitate dedicată nemuritorului Ioan Cristu Danielescu desfășoară de mai mulți ani corala Ioan Cristu Danielescu, sub bagheta reputatului dirijor, conferențiar doctor Valentin Gruiescu, de 18 ani, la Ploiești, în concerte susținute aici, în țară și în străinătate. Iată-l pe Valentin Gruiescu și să ascultăm în interpretarea coralei. Rog, imagina.
Da, este acolo. Filmulețul. Trebuie să spunem că această corală a fost prezentă și la ultima ediție a festivalului George Enescu. Da. Da. Eu am o înregistrare din 2009 și înregistrarea, vă rog, a doua imagine, rog regia. Câteva probleme de rezolvat în această primă emisiune dedicată primului membru al dinastiei Danilescu, Ioan Cristu Danilescu, și anume amintindu-l pe fiul său, Nelu, compozitorul Nelu Danilescu. Aș vrea să ne amintim de Nelu Danilescu, să facem un început pentru prezentarea, pentru evocarea compozitorului, rugându-o pe doamna Georgeta Mihalache să ne cânte Când castanii înfloresc. Cu multă dragoste. Numai puțin vreau avem să deja? Vă spun, vă ascult? Două vorbe. Deci pentru mine Danilescu a fost drumătorul și omul care m-a făcut să rămân în teatru până 30 de ani. Și după aceea. Așa. Fiecare spectacol pe care l-a scris, în fiecare spectacol el a scris câte o melodie pentru mine și pentru ceilalți, dar pentru mine fiind o solistă lirică, el fiind un compozitor tot liric după părerea mea, nu era un zbănțuit, un aiurit, nu. El era cu melodia. Dar îi plăceau petrecerile. Bine. Ajungem și acolo, da? Asta e lumea teatrului. Ajungem și acolo, da? Sigur că da. Și se făceau, slavă Domnului, multe petreceri.
Da. Din punctul ăsta de vedere, prea multe nu vreau să vă spun. Atât, haideți să ascultăm. Pentru că o să ne invidieze cei care sunt acum și nu mai fac asemenea petreceri pe care le făceam noi atunci. Ce vreau să vă spun? Vă rog. Mi-a rămas în minte o treabă pe care el mi-a spus-o. Fetițo, scena este o cameră cu trei pereți. Știi tu de ce nu este al patrulea perete? Nu mai stre, nu știu. Pentru că spațiul acela rămâne gol ca tu din scenă să transmiți publicului fără niciun obstacol ceea ce ai de spus. Așa că ai grijă cum interpretezi melodiile. Perfect. Vă rog să avem grijă în continuare. Rog regia folderul 5. De ce nu vii când castanii înfloresc? În seara din coboară peste castanii înfloriți încet încep să apară perechi de îndrăgostiți. Nu mai e, aștept mereu o ființă ce m-a fermecat, care a zâmbit când m-a zărit și care apoi a plecat. De ce nu vii când castanii înfloresc? De ce nu vii ca să-ți spun cât te iubesc? Zilele trec, florile cad pe trotuar, aș vrea să plec și să umblu hoinar, dar nu pot și alene trec a mii, așteptând să-mi florească iar castanii. Sunt lănțuite perechile târzii. Numai eu aștept mereu și-n cadență lină de poem, repet plângând și suspinând același dureros refren. De ce nu castanii înfloresc? De ce nu vii ca să-ți spun cât te iubesc? Zilele trec, florile cad pe trotuar, aș vrea să plec și să umblu hoinar, să-nflorească iar castanii. De ce nu vii? De ce nu vii? Da. Mă onorați cu aplauze, mulțumesc! Dacă numai această compoziție ne-ar fi dat-o Nelu Danielescu și el n-ar fi murit niciodată. Și vreau să mai fac o observație. Melodia aceasta populară acum a fost interpretată de-a lungul timpului de foarte, foarte mulți cântăreți și cântărețe. Așa cum ați interpretat-o dumneavoastră, așa a fost scrisă de Nelu Danielescu. Pentru că
eram obișnuită cu compozițiile lui și am simțit-o așa. Toată emoția acestei superbe lucrări nu o transmiteți. Vă cer și eu permisiunea să vă fac o confidență, de altfel noi am și vorbit la telefon. Nu e așa că vă pare rău că nu a scris dumneavoastră text? Îmi pare foarte rău. Și mie. Pare foarte rău. Dar vreau să întreb... Dar nu știu dacă l-aș fi scris așa frumos. Dar vreau să întreb un lucru. Nu aceasta a fost primul lui succes, succesul care l-a lansat. La 20 și ceva de ani. La 20 de ani. Da, la 20 de ani. Da. La 20 de ani. Să spunem noi, prima lui melodie. La 20 de tinerețe. Da. Lucrare de tinerețe. Domnule profesor, aceasta a fost o provocare pentru emisiunea pe care o să o dedicăm, să nu spunem chiar totul, da? Nu, nu, este prima lui și... Dar când îl floresc castanii? Dar trebuie să spunem că este inspirată. Mai, nu și în septembrie totuși, da? Dar trebuie să spunem că este inspirată de orașul Ploiești. De bulevardul Castanilor. Și de dragostea lui pentru localitatea în care s-a născut. S-a născut, trebuie un lucru. Și pentru Leanța, că i-a cântat-o la prima întâlnire sau la una din întâlnirile lor de la început, i-a cântat-o pe bulevard. Vreau să mulțumesc invitațiilor mei pentru prezentarea primului din dinastia Danielescu, Ioan Cristu Danielescu. Îmi iau la revedere, bună seara, pe săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Confesiuni Academice. La revedere!